Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori, de aici din studio Alfa Mega TV, de la o ediție obișnuită, în mod normal, la emisiunea Alfa Mega în obiectiv. Vreau să vedeți în prima difuzare această emisiune, chiar în seara zilei de 16 decembrie. Pentru întreaga țară, această zi are o rezonanță deosebită, pentru că nu numai cei mai vârstă, dar în general poporul român, își aduce aminte că în decembrie 89, în 16 decembrie, a început Revoluția aici la Timișoara și a continuat în toată țara, o revoluție care a dus o schimbare majoră în peisajul politic, spiritual al României. Desigur că mulți vorbesc despre aceasta la această dată, dar vrem să atingem și noi acest subiect. Da, ce-am câștigat la această revoluție? O întreb pe Mirela, care a acceptat să fie alături de mine la această emisiune. În fond, care e beneficiu? Am fost și noi în piața revoluției în acea vreme și am strigat și noi, ne-am rugat și noi, n-am știut prea multe lucruri, ce nu știu ce se întâmplă. Dar la vremea aceea noi nu cunoșteam pe Dumnezeu și nu prea înțelegeam ce se întâmplă cu națiunea noastră, dar era acest dor după libertate care era și în noi. Și Dumnezeu ne-a dat o mare izbăvire în acel decembrie 89 de sub constrângerile sistemului comunist, sub care națiunea noastră a fost zeci de ani. A fost un timp al unei libertăți câștigate. Și poate că spuneai că mulți vorbesc acum. Nu știu dacă așa de mulți vorbesc acum despre această libertate câștigată în decembrie 89. Generațiile mai tinere care s-au născut în vreme de libertate, nu știu ce a însemnat o vreme de constrângeri și de restricții și de presiune maximă care a fost peste poporul român prin sistemul comunist. Poate că nu prețuim îndeajuns această libertate pe care am câștigat-o atunci, în 89, o libertate care se câștigă foarte greu, dar se poate pierde foarte ușor. Ne-am trăit până la 40 de ani aproape în zona comunistă și știm ce înseamnă acum o altă atmosferă în care libertatea și gândurile libere și libertatea de mișcare, de expresie, cred că sunt principalele câștig, dincolo de avantaje economice, dincolo de educație, de a călători, libertatea de expresie reprezintă ceva foarte valoros sau cred că lucru esențial pe care noi l-am câștigat acolo și ne preocupă asta și pe noi, cei de atunci, și pe unii din generația care vine după noi, care poate nu știu exact cum a fost înainte, dar care apreciază și intră, sunt în această zonă de libertate. Să ne aducem aminte că nu aveam libertatea de gândire, nu aveam libertatea de exprimare a ceea ce gândim în interiorul nostru. Era un sistem ideologic foarte puternic la care trebuia să te aliniezi ca să poți să funcționezi în societatea respectivă. Iar gândurile celor care poate erau de libertate altfel decât ideologia comunistă de atunci, erau sancționate. Oameni care au încercat să lupte pentru libertate în vremurile comuniste, oamenii care au fost din sfera creștină și care au luptat pentru libertate, au plătit un preț greu prin închisori, prin persecuții, prin tot felul de frustrări. Iar noi care am fost, să zic, fără Dumnezeu în vremea aceea, am simțit acea constrângere deosebită prin faptul că nu știai, dacă îți spuneai un gând, poate de nemulțumire, de frustrare, pentru că era foarte multă presiune peste noi. Nu știai cine te toarnă, nu știai cine te pârăște, nu știai, deci era așa o teamă, un control sever asupra națiunii. Lucrurile acestea s-au uitat, din păcate. Și ar fi foarte bine dacă, într-un fel, am reconsidera libertatea pe care o avem astăzi, libertatea de a spune orice, oriunde, oricând. Deși vedem în ziua de astăzi că această libertate de a vorbi începe să fie încetul cu încetul restrânsă, din nou. Ne bucurăm că putem la Alfa Omega să vorbim liber, să vorbim despre Dumnezeu, ceea ce în urmă cu 30 și ceva de ani era practic imposibil. Da, trebuia așa. Mulți ciulea urechea, să zic așa, la postul străin, la vocea, la Europa Liberă, la vocea Americii, ca să prindă frânturi din lumea liberă, să zic așa, inclusiv mesaje creștine pentru cei care le apreciau. Eram complet închistați în națiune prin controlul comunicațiilor, prin controlul călătorilor. Noi, la vremea aceea, nu se putea ieși din țară decât în condiții deosebite. În ceea ce puteai să auzi
prin media de atunci, prin televiziunea, radio de atunci, era extrem de controlat și de restricționat. Deci lucrurile acestea nu... Ar trebui să ne aducem aminte de ele și mulțumim Domnului pentru că Dumnezeu a deschis această fereastră de har și de favoare peste România ca Evanghelia să fie răspândită. În primul rând, acesta este scopul lui, mântuirea acestei națiuni. Celelalte sunt pe deasupra. Pregătiți-vă niște spoturi aici ca să vorbim despre modul în care Alfa Omega a intrat în acest peisaj, dar hai, eu zic la început să lăsăm partea a doua, să vorbim despre Alfa Omega mai mult, să ne gândim la lucruri care ne frământă și pe noi aici la Alfa Omega TV. Văzând, umblând, discutând cu oamenii, suntem preocupați de ce se întâmplă în țară. Avem și noi părerile noastre și eu și cu tine și echipa. Nu încercăm să influențăm pe nimeni, dar ne preocupă foarte mult destinul națiunii, destinul Bisericii Domnului din România, destinul fiecărui individ și numai știu cum să facem să le spunem să-și îndrepte ochii spre Sfânta Scriptură, să caute soluții, să caute de la Dumnezeu răspunsuri pentru decizii pe care trebuie să le ia. Dar ne aflăm și în acest decembrie în fața unor decizii. Poate așa o ironie a soartei, să zic așa, a zic cei din lume, face ca și de acest decembrie să fie o lună a unor decizii importante pentru națiune. Și am vrea să ne și rugăm peste câteva minute pentru aceasta. Da, urmează ca în ziua de 21 decembrie Parlamentul României să discute și să voteze într-un fel sau altul legea privitoare la obligativitatea certificatului COVID la locul de muncă. Și dincolo de, eu știu, aspectul sanitar al acestui certificat, ne izbește ochiul faptul că este acest obligatoriu. Și ne gândim din nou, Dumnezeu ne-a dat libertatea să-L alegem sau nu pe El. Dumnezeu ne-a creat ființe libere cu capacitatea de a alege și iată că vine un sistem al statului care încearcă să ne taie această libertate de alegere. Aceasta este marea problemă. Deci, cumva să înțeleagă toți cei care ne urmăresc și care văd asta de luni de zile, de ani de zile, 2 ani de când am apărut situația asta pandemică, nu vă spunem ce să faceți, cum să faceți, să vă vaccinați, să nu vă vaccinați, să călătoriți. Fiecare liber să facă liber cum să însă, alege, dar este chestia de alegere. Însă, suntem militanți ai libertății de alegere fiecărui individ și așa se înțelege și demersul nostru și comentariul nostru. Am vrea să fim radical și noi și dumneavoastră care ne urmăriți să ne păstra libertatea de alegere, o libertate pe care ne-am câștigat-o atât de greu și atât de scump în decembrie 89, un an, un timp pe care ne-l aducem aminte acum. Și aceasta este demersul nostru. Deci cumva să ne înțelegem corect cei care vă întreba, suntem pro-vaccin sau nu? Nu aceasta este discuția. Este discuția că fiecare, așa cum sfătuim și noi aici, pe cei din echipa noastră, pe cei cu care ne intersectăm, fiecare să aibă libertatea, după conștiința lui, după cum îi vorbește Dumnezeu, să aleagă, să ia decizia care îi se pare lui cea mai potrivită. Dar dacă sistemul legislativ va impune obligativitatea aceasta, atunci libertatea de a alege conform conștiinței dispare, nu va mai fi. Deci aceasta este marea noastră provocare acum, ca și națiune care încă avem o libertate de a alege și în acest context aș vrea să facem prin această emisiune un apel la mobilizare, la post și rugăciune pentru acest 21 decembrie, în mod deosebit, va fi ziua de marți și gândul a fost să avem 3 zile de post, inclusiv ziua de marți, duminică, luni și marți. Deci 19, 20 și 21 decembrie să fie 3 zile de post și rugăciune pentru demersurile care vor fi în Parlamentul României și să ne rugăm pentru parlamentarii României, pentru că de data aceasta nu mai avem noi, populația, dreptul de a alege. Aleg un grup restrâns de oameni pentru o națiune întreagă. Și Domnul să-i călăuzească, să aleagă conform voii Dumnezeu. Ce să facă în acest demers? Ai adăugat ceva important. Alegerile care trebuie să le facem noi ca și credincioși, ne rugăm ca și cei din dregătorii de sus să alegă la fel, trebuie făcute, sau am vrea să fie făcute în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu. Avem un reper, avem un element de referință, Cuvântul lui Dumnezeu și, desigur, libertatea fiecăruia este să facă cum vrea, dar mult ne-am dorit ca aceste decizii să fie în concordanță cu legile lui Dumnezeu. Și cam așa ne și rugăm și așa vă îndemn și eu să vă rugați, și noi de aici să vă rugați în aceste 3 zile de post și rugăciune, ca deciziile să fie luate în concordanță cu voia lui Dumnezeu.
Și am vrea să ne și rugăm, Mirela, pentru aceasta. Și oarecum chiar, vă spuneam, dumneavoastră să vedeți prima dată această emisiune, în seara de 16 decembrie, când în 89 a început un nou sezon în viața acestei țări, națiuni. Și a fost un preț plătit și oarecum prețul acesta n-a vrea să fie în zadar și oarecum și pentru, unii zic, și pentru în amintirea celor care au căzut. Nu e vorba de asta, pentru că Dumnezeu ne-a deschis o ușă și vrem să o folosim cu responsabilitate. Mirela, acum te clădește Domnul, dar vă îndemn, așa cum a spus și Mirela, zile de duminică, luni și marți, să ne unim în rugăciune și poți ca deciziile care se vor lua acolo sus să fie în concordanță cu voia Dumnezeu și să nu știrbească libertatea de decizie a niciuneia din această țară. Tată Ceresc, Doamne, venim acum înaintea Ta, în numele Domnului Iisus Hristos, în acest decembrie, să Te rugăm, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, să-ți aduci aminte, Doamne, de acel decembrie 89 în care Tu ne-ai dăruit, într-un mod miraculos, libertatea pe care o avem astăzi. Tată, iartă-ne, Doamne, că n-am prețuit îndeajuns libertatea pe care ne-ai dat-o și poate că am risipit-o în lucruri de nimic și n-am făcut tot ceea ce ai fi vrut Tu pentru poporul Tău să facem în vremul acesta de libertate pe care l-am avut. Tată, și în acest decembrie a acestui an 2021, când Parlamentul se îndreaptă spre o decizie care va impacta libertatea de a alege a unei națiuni întregi, Te rugăm, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, să cercetezi pe fiecare parlamentar în parte, Doamne, în numele Domnului Iisus. Ne rugăm ca lumina Ta, Doamne, să pătrundă în conștiințele lor, Doamne. Și în numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm ca orice formă de presiune, orice agende ascunse, orice interese financiare, meschine, orice presiune, orice amenințări, să cadă la pământ fără putere în viețile lor și ei să fie, Doamne. Doamne, călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, tot Parlamentul întregime, Doamne, la acest moment al deciziei pentru o națiune întreagă. Tată, în numele Domnului Iisus Te rugăm, Doamne. Ei au fost desemnați ca să fie reprezentanții națiunii în aceste vremuri, Doamne, de decizie pentru o națiune întreagă. Te rugăm, Doamne, să le trezești responsabilitatea, să le trezești, Doamne, conștiințele în numele Domnului Iisus. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, strigăm la Tine, Doamne, pentru păstrarea acestei libertăți de a alege în continuare, pe care Tu, Doamne, ne-ai dat-o, Doamne, pe care Tu ne-o dai, Doamne, pentru că ne-ai creat ființe cu voință liberă, să putem alege, Doamne, chiar să Te alegem pe Tine, Dumnezeul nostru, sau nu. Ne-ai dat această libertate și ne rugăm, Doamne, pentru că acest dar de preț, Doamne, acest dar pe care Tu l-ai dat ființei umane, să poată să aleagă, Doamne, că ne-ai creat cu voințe libere. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, ne rugăm, Doamne, ca această libertate a noastră să nu fie pusă sub obroc din nou, Tată, în numele Domnului Iisus. Îți mulțumim că vei lucra, Doamne. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, declarăm nimicire peste orice plan al întunericului făurit împotriva națiunii române și ne rugăm ca voia Ta și planul Tău cu românii și România să se împlinească până la capăt. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, ne rugăm și îți mulțumim, Doamne, că protecția Sângerul Tău, Doamne Iisuse, este peste națiunea română și, Doamne, este peste copiii Tăi din această țară, Doamne, și ne încredințăm în mâna Ta, Dumnezeul nostru, în acest ceas de răscruce pentru națiunea noastră și Te declarăm pe Tine, Doamne Iisuse, Tu ești Domn și Stăpân al acestei națiuni. Declarăm, Doamne, domnia și autoritatea Ta peste Parlamentul României, Tată, și în nume Domnului Iisus Hristos, Doamne, punem Parlamentul României sub autoritatea și puterea Duhului Tău cel Sfânt, în nume Domnului Iisus, și Îți mulțumim, Doamne, că Tu, Doamne, vei face o lucrare miraculoasă prin puterea Duhului Tău cel Sfânt în acest parlament al acestor vremuri care este acum în România în exercițiu, în numele Domnului Iisus. Și Îți mulțumim, Tată, Doamne, pentru lucrurile pe care Tu le-ai pregătit pentru națiunea noastră în continuare. În numele Domnului Iisus. Amin. Mă rog și eu, Doamne, ca acele idealuri care de la Tine au fost puse în inima multora care au trecut prin decembrie 89, unii au trecut la Domnul, unii au trecut în veșnicie, alții trăiesc și astăzi, acele idealuri care sunt de la Tine să se împlinească, Doamne, să fie din nou puse pe masă de lucru, Dumnezeule, și să fie duse la îndeplinire, Doamne, și destinul României, un destin glorios pe care Tu l-ai prevăzut, l-ai alocat din veșnicii să se împlinească în numele Domnului Iisus. Amin. Noi am avut un gând, un scenariu înainte, dar am așa poate o altă perspectivă, să includem acea. E un spot pe care cei de la Cristocentric l-au produs în urmă cu ceva timp, o chemare de un minut la rugăciune, chiar dacă a fost realizat și produs în urmă cu vreo 2-3 ani de zile, că se potrivește mai mult ca oricând pentru acest moment. Thank you.
Suntem din nou la Alfa Mega Nostrit pe ultimele minute. Fiind emisiunea aceasta mai, într-un moment mai special, în 16 decembrie, poate vorbim mai puțin despre Alfa Omega TV. În orice caz, Dumnezeu a adus Alfa Omega TV în peisaj, imediat după la Revoluție, după un timp, ne-a adus și pe noi la Domnul și cred că Dumnezeu se folosește și înțelege mai mult de Alfa Omega ca să lucreze, să își facă planul, să își facă rolul, să își împlinească el planul aici în România. Avea doar o scurtă secvență dintre multele opinii care le-am primit de la Virgil Dan, dânsul un pastor din zona Cluj, prieten drag nou, care ne spune în câteva cuvinte la începutul unei contribuții mai largi de faptul că Alfa Omega o vede ca un vârf de lance pe care Dumnezeu îl folosește în România. Pentru cei care sunt zi și noapte în spatele camerelor, în spatele pupitrelor, faceți o treabă excepțională. Vorbim despre perspectiva spirituală și dacă dorim ca România să se schimbe și dacă dorim ca România să aibă, să-și intre în destinul pe care Dumnezeu l-a croit, cred că trebuie să ne axăm, să ne focalizăm mult mai mult pe dimensiunea spirituală. Din nefericire, sunt așa de puține televiziuni care doresc ca dimensiunea spirituală să fie atinsă, să fie curată, să fie implementată în viața românilor. Alfa și Omega cred că este și pot să-l numesc ca un vârf de lance în această bătălie spirituală. Faceți o treabă extraordinară. Mergeți înainte cu credincioșie. Nu vă așteptați la multe aprecieri pe pământul acesta, dar cu certitudine Dumnezeu, cel care cunoaște fiecare secundă, fiecare lacrimă, fiecare bob de transpirație, fiecare gând al vostru de a face mai bine lucrurile, de a aduce mai mult inima lui Dumnezeu, El va răsplăti acest lucru. Oamenii din jur, nici măcar cei mai mulți dintre ei, nu au filtrul selectării corecte a valorilor. Pentru că da, suntem inundați de mass media neomarxistă și nu numai. Cu tot felul de mizerii, de pe toate planurile. Mulțumim Alfa și Omega că faceți cu credincioșie curățirea spirituală, că aduceți viață spirituală peste poporul acesta. Și pentru ascultători și pentru cei care privesc la acest post de televiziune, nu pot decât să-i sfătuiesc, selectați cu atenție lucrurile valoroase de cele care n-au nici cea mai mică valoare. Ba mai mult decât atât, aduc o travă în viața voastră. În mâna voastră este telecomanda. Postul pe care decideți și alegeți să-l priviți va aparține vouă. Nu consumați frica de necunoscut. Vreau să vă spun că Dumnezeul istoriei nici o clipă nu a lăsat din mâna Lui conducerea istoriei. Că El o îndreaptă spre destinul pe care El l-a gândit, în direcția pe care El o dorește. Și da, împărăția Lui va coborâ și coboară cu putere din cer pe pământ. De aceea, alegeți ce consumați și apoi asumați ceea ce ați consumat. Trăiți și glorificați-L pe Dumnezeu. Respingeți tot ceea ce este toxic, tot ceea ce este fără preț și alegeți ceea ce este valoros în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vă va binecuvânta cu viață veșnică și cu impact pe pământul acesta. Așa să ne ajute Dumnezeu. A fost Virgil Dan cu o scurtă contribuție. Într-adevăr, ne-am dorit în continuare ca Alfa Omega să fie un vârf de lance și asta o putem face cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul Dumnezeu, bineînțeles, să fim deschizători de drumuri pentru un nou sezon în care cred că România pășește chiar acum în această lună decembrie, care ca o placă turnantă, ca un, un moment pivotant pentru istoria României. I-am obișnuit pe spectatorii noștri care ne urmăresc să și cu câteva resurse, acum, pentru că, dincolo de provocările legislative, provocările grele care le avem, urmează sărbătorile și e un moment al bucuriei. Să prezint eu câteva din resurse care le-am pe masă aici. Le-am ales, în primul rând, lucruri care sunt mai grele puțin.
Care sunt, de anul trecut, transformarea României? Silvoso, ceva despre transformarea României, mult ne-am dorit ca și România să intre într acest sezon de transformare. Și tot el vorbește despre Eclesia, despre înțelegerea Bisericii, chemată să impacteze societatea, toate segmentele societății. Și legat de aceasta, și o carte nouă, de 2-3 săptămâni intrată în lista noastră, despre tiparul Vechiului Testament, cu subtitlu Prezența Divină în toate domeniile, Prezența Divină. Și așa ne-am dorit să fie și Alfa Omega, și Biserica Domnului de România, și dumneavoastră ca și națiunea întreagă. Și națiunea întreagă, fiecare credincios. Și, bineînțeles, o carte care e puțin mai veche, creat pentru a influența, sunteți chemat fiecare dintre dumneavoastră, prin rugăciune, măcar, dacă nu prin prezență și prin vorba dumneavoastră, să influențați locul în care sunteți, să influențați destinul națiunii, destinul cetății în care sunteți, a familiei dumneavoastră, a locului de muncă. Îmi las dau ție să zici câteva cuvinte despre aceste DVD-uri. Chiar dacă le prezint eu, uite, Eroii Luminii. Da, sunt serii de desene animate pentru copii și sunt și Cartea Cărților, Cafeneaua cu Povești și Comora de Crăciun a lui Mica, un desen animat specific de Crăciun care poate fi un dar extraordinar pentru copii. Dar insist pentru pachetul Cartea Cărților, mai ales că încă este această distribuție cu 20% reducere pentru toate resursele din lista noastră, inclusiv pentru DVD-uri. Luați aceste DVD-uri pentru copiii dumneavoastră. Au un rol și un impact extraordinar în pregătirea lor, în echiparea lor, în zidirea omului lor lăuntric, pentru că îl întâlnesc pe Domnul Iisus în modul în care ei pot să-l perceapă, și foarte mulți copii sunt schimbați, sunt transformați prin aceste DVD-uri, pentru că aud Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod pe înțelesul lor. Deci este un instrument extraordinar pentru copii de a-i pregăti, de a-i ajuta să se întâlnească cu Domnul, și este esențial în vremea care ne stă înainte ca toți copiii noștri să fie cu Domnul Iisus, să-L cunoască și să fie ai Lui. Gândeam în contextul discuției noastre despre decembrie 89, care l-a marcat acum, și acest decembrie 2021. Este o responsabilitate a mea ca și părinți, ca și bunici și a multor dintre dumneavoastră ca să vă îngrijiți, să faceți ca copiii, nepoții noștri să umble pe calea Domnului, și e o modalitate de a investi, de a avea grijă și a purta pe braț de rugăciune și diverse alte moduri generația care urmează. N-am făcut niciodată era reclamă la Biblie. De la tine vine acest gând. Da. Chiar am primit în urmă cu vreun an, un an și ceva, gândul ca să avem și Biblie. Multe lume a întrebat, aveți numai cărți aici, dar Biblie nu aveți? Și aici e o Biblie, dar avem mai multe modele. Mulțumim Domnului pentru furnizorii de Biblie din România, oferim și noi la același preț. Deci dacă doriți Biblie, sunt multe modele, intrați pe site-ul nostru și urmăriți-le. E important să aveți Biblie în casă câtă vreme acest lucru e la îndemâna dumneavoastră. Pentru că, din păcate, am constatat că foarte mulți au Biblia pe telefon, ceea ce este foarte bine, cu aia la îndemână, dar Biblia scrisă rămâne de bază și este importantă pentru oricine, tineri, mai puțin tineri, cu toți ar trebui să avem Biblie în casă. Și luați Biblie, procurați-vă Biblie să le aveți, nu vă bazați pe Biblia pe telefon, că astea pot să dispară într-o secundă. Acesta a fost un gând. Sper că de încurajare. Acum o emisiune realizată în 16 decembrie, primergătoare sărbătorii de Crăciun, când ne-am rugat și v-am provocat să vă rugați pentru libertate de expresie, pentru libertatea noastră de decizie, ca român, ca cetățean, libertate greu câștigată sau câștigată cu sânge, cu un preț în decembrie 89, și cu responsabilitatea noastră de a transmite ceea ce am primit ca un har divin generației care urmează. La cel sub comunism, cuvântul de ordine era frica și controlul. Da? Am intrat într-un sezon de libertate după 89, când acel jug al fricii puternice care era peste națiunea noastră a fost rupt. Și acum ne îndreptăm încet, încet spre o altă formă de jug al fricii. Din păcate, să fim atenți la vremul acesta de libertate, să luptăm pentru păstrarea libertății noastre, să luptăm împotriva fricii. Și de aceea îndemn pe toți cei care urmăresc această emisiune, nu uitați să ne unim în post și rugăciune într-un mod deosebit, 19, 20 și 21 decembrie. Duminică, luni și marți. Pentru decizia Parlamentului României. Pentru legat de certificatul verde. Să fie decis după voia lui Dumnezeu.
Da, cei care citesc Biblia și cu asta chiar vreau să închei, spun, în vreme de pe urmă, dimensiunea controlului este spusă în Biblie, dar noi să ne rugăm ca acest moment să fie cât mai încolo și să mai avem timp să vorbim despre Domnul, celor care ne urmăresc și celor care poate urmăresc Alfa Omega TV și așteaptă și așteptăm și noi ca un cuvânt al Domnului să-i aducă la mântuire. Mulțumim că sunteți alături de noi, că și prin Alfa Omega, în care a spus o sămânță credinței sau rugăciune, Dumnezeu lucrează în România atâta vreme cât se mai poate și cum se mai poate. Mulțumesc, Mirela, Dumnezeu să vă binecuvânteze și nu uitați, puneți o sămânță a credinței într-un pământ bun în lucrarea Alfa Omega TV, o lucrare pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu în România în aceste vremuri. Ai o afacere? Ai realizat profit în acest an? Redirecționează 20% din impozitul pe profit către Alfa Omega TV. Termenul limită este 31 decembrie. Împreună răspândim lumina în casele a milioane de români. Contactează-ne chiar acum! Fii parte și tu din lucrarea de media creștină Alfa Omega TV. Fii parte la Marele Seceriș prin contribuția ta. Roagă-te, donează! Donează online cu cardul pe site-ul alfaomega.tv/donatii-card sau prin PayPal la donatii@alfaomega.tv. Donează prin Banca Transilvania sau prin mandat poștal folosind contul RO 37 BTRL 0360 1205 I 181 11XX. Beneficiar, Fundația Alfa Omega. Donează 5 euro cu telefonul fix din rețeaua Telecom sunând la 0900 900 135 sau trimite un SMS cu textul AOTV la numărul 7688, serviciu valabil în rețelele Vodafone, Orange și Telecom. Implică-te și tu! Roagă-te! Donează! Pentru informații suplimentare, vizitează pagina noastră alfaomega.tv/donatii sau sună la 0256-284-913. Alfa.